Nici săptămâna aceasta n-am ratat ocazia de a ne integra în atmosfera unui alt eveniment organizat la restaurantul Giulia din Ploiești, unde toți cei prezenți am fost încântați de muzică cu adevărat bună oferită de trupa ploieșteană Podul de Lemn. Sunteți șeful trupei. Ce înseamnă pentru noastră Podul de Lemn? Podul de Lemn înseamnă un proiect la care visez de foarte mulți ani, care din păcate s-a concretizat de-abia acum 2 ani. Înseamnă visul meu și al colegilor mei de viață de când ne știm și care, din fericire, s-a împlinit și ușor, ușor crește. De ce Podul de Lemn? A fost o chestie haioasă. Când ne-am întâlnit, nu știam ce nume să punem trupei. Am avut tot felul de nume înainte și colegul nostru de la bas a venit cu ideea: bă, ne spunem Podul de Lemn. Ok, Podul de Lemn, fără comentarii, fără... pur și simplu. Pur și simplu. Ce ați făcut până acum? Până acum am avut o serie de concerte pe plan local. Am ieșit un pic și în afara județului, dar nu foarte mult. În momentul de față suntem în lucru la un album de piese proprii. Noi suntem o trupă de cover-uri. Așa ne-am înființat, ca o trupă de cover-uri, în mod special. Dar lucrăm la un album de piese proprii, care sper că până la sfârșitul anului să iasă pe piață, să reușim să-l lansăm. Cum vedeți țara aceasta? Nu știu ce să spun. După câtă lume a început să strângă, sper că va fi ok. Fiind o trupă de cover-uri și cântând piese cunoscute, sper să fie ok. Acum, indiferent cât de mulți sunt, mulți sau puțin e irelevant, spus, funcție și de locație, dar cred că o să fie o seară foarte bună. De ce te-ai implicat în această trupă? Din dragoste pentru muzică, din pasiune pentru ritm și pentru a face lucruri bune și frumos. Cum ai aflat de ea? A început proiectul acum ceva timp în urmă și ne-am întâlnit, am stat de vorbă și am zis să punem pe picioare un proiect cu diferite genuri muzicale și eu zic că o facem bine. Cum simți tu muzica pe care o cântați? O simt destul de profund, mai ales că eu sunt și percuționist și toboșar, mai am și alte proiecte și solo și cu altă trupă, dar în mare îmi place ceea ce fac. Și mă simt foarte bine pe scenă, foarte bine la tobe, foarte bine la percuții, la congasuri, la absolut tot. Cum ai simțit că au recepționat ascultătorii voștri muzica pe care o cântați? Există oarece entuziasm legat de repertoriu, legat de oarece dinamică pe care reușim să o imprimăm în piese. Cam asta ar fi în mare, cred eu, rețeta. Aș vrea ca numele ăsta al trupei, care a pornit cumva și de la mine, să chiar să însemne un pod între noi și care să meargă și către public. Podul de Lemn pentru mine înseamnă o familie. Ne cunoaștem de aproximativ 2 ani de zile și de la prima repetiție, de la primul concert care l-am avut, ne-am împrietenit mai mult ca frații. Este familia mea. Un mesaj colegilor tăi poți să transmiți? Un mesaj, da. Mult succes, baftă în continuare, multă sănătate și forță de muncă. Pentru că cu toții avem de oferit mult mai mult, mult mai mult. Și cu gând să-și amigasă, dau filme pe pădie. Patru oameni pasionați de muzică, chitară, basul, tobele, vioara și o voce, au întregit o formație, Podul de Lemn. Prin acordurile muzicii ne-au amintit de cele mai frumoase melodii românești, iar bucuria cea mai mare s-a datorat faptului că această trupă de artiști aparține orașului în care trăim, Ploiești.